Mamă, vampiraș, trebuie să-mi înceapă anime-ul meu preferat, Chainsaw Man. Mamă, mamă, m-am pus aici bine. Mama, abia aștept să înceapă. Domnule Motan, adu-mi ceva de mâncare, că pierd aici anime-ul meu preferat. Audio, pă dracu-l-a zbădat, ce vorbește acolo? Păi cum adică ce vorbesc? Adu-mi ceva de mâncare, că bă, o să pierd aici, trebuie, imediat trebuie să înceapă Chainsaw Man. Ce de mâncare? Pă, nu mai avem nici mâncare de vreo câteva zile, de când a venit Juan Vorbărețul la noi. Am băut tot ce s-a putut, am vândut mâncarea ca să cumpărăm băuturi, ia uite, Juan, bag în gură, așa, bea, hai da. Mamă, domnule Motan, mamă, mai vreau din berea aia. Bă, e aia de aici. Bă, acum trebuie să am doi motani care beau berii pe cap. Bă, faceți ceva repede de mâncare, că trebuie să-mi înceapă anime, uite, Chainsaw Man. E primul episod, trebuie să-l văd, păi și nu pot să-l pierd, toată lumea se uită. Aoleu, tu l-ai auzit, la domnule Motan? La televizorul ăsta vrei să da, da, dă-te de acolo, bă, domnule Bă, domnule Motan, nu-mi simți mie aici, trebuie să înceapă Chainsaw Man, să nu înțelegi. Juan, hai să arătă o șmecherie. Ia arată-mi, domnule Motan, ce vrei să-mi arăți? Inimini, hop și așa, s-o spal televizorul acum, iau. Bă, domnule Motan, bă, e vină mă încoace, domnule Motan. Au, mă bate. Trebuie să înceapă aici Chainsaw Man, așa că nu opri televizorul. Mă pun aici pe fotoliu și domnule Motan, bă, trebuie să înceapă Chainsaw Man, să nu înțelegi. Uite, bam. Bă, dă-te, domnule Motan. Eu îi dau să-l aprind și el se stinge, uite. Domnule Motan, am o idee. Ia tu berea aia și dă cu berii pe televizor. Opa. Bă, nu. Bă, cum adică să pună bere pe televizor? Nu. Așa, domnule Motan, pune acolo să nu-ți mă uită la anime. Nu. Așa. Bă, ce ai făcut cu televizorul? Bă, domnule Motan, deschide televizorul înapoi. Bă, strici televizorul. Domnule Motan. Am turnat toată berea pe el. Bă, s-a auzit ceva ciudat. Scurt circuit. Bă, nu, deschide-l. Bă, se deschide, se aprinde. Uită-te la televizor, ce mi-a cumpărat. Bă, anime-ul meu preferat. Acum rezolv. Domnule Motan. Bă, nu cred că am rezolvat, dar cred că am reparat televizorul. Aoleu, bă, domnule Motan, bă, cu ce rachetă ai dat în cap? Aia era o rachetă specială, i-am scris numele tău pe aia. Aoleu, bă, trebuie să-mi înceapă anime-ul, bă, Chainsaw Man, e primul episod astăzi. Bă, nu, domnule Motan, eu vreau să mă uit la anime. Uite, bambanii vor iară să ne furi casa. Și măcar înainte să ne furi casa, vreau și eu să văd primul episod din Chainsaw Man. Bă, frumos, ascultă-mă puțin. Bine, bă, te ascult și după mă duc să mă uit la anime-ul meu preferat. Ce s-a întâmplat? Bă. Ai fost vreodată la un film 3D? Da, de ce? Bă, am fost cu tine, ce vorbești? Păi, știi cum veneau lucrurile alea spre noi? Da. Cred că ăsta e 6 de coieșit lucrurile alea din televizor. Bă, ce? Ce acolo? Aoleu, bă, ăla-i Tenji, bă, aoleu. Ăla-i Chainsaw Man, băi, aoleu. Bă, cum s-a întâmplat asta? Aoleu, vai de capul vostru, ați dat bere pe televizor și s-a făcut scurt circuit și acum a ieșit arătarea asta. Bă, nu-i arătarea asta, e Chainsaw Man. Bă, chiar e arătarii. Aoleu. Aoleu, bună ziua, domnule. Aoleu, sunt Chainsaw Man și am ați fătat pe toată. Aoleu, domnule Motan, bă, ce se întâmplă? Veniți încoace, distrug casa. Bă, domnule Motan, mă oprește la de sus. Du-te sus. Na, că trebuie tu să dai cu bere. Ești mulțumit? Ești mulțumit? Aoleu. Am inventat filmele 6 de iese din televizor. Unde-i, bă? Bă, e aici, bă! Veniți încoace, o să distrug toată casa! Bă, nu-i bine, bă, domnule Motan, bă, trebuie să ne ascundem aici. Bă, eu am găsit ascunzătoare perfectă. Cred că mă duc puțin în... Nu, bă, nu mă lăsa singur. Ai de capul meu. Bă, aoleu, bă, uite-te la el, bă. Domnule, uite-te, bă, la el. Bă, domnule Motan, am o idee. Dar dacă îl convingem să ne ajute cu bambanii, crezi că o să vrea? Bă, la cât de slab pare, o să-i mănânci pe toți, doamne. Bă, la cât de slabă e... Ia-ți încoace, gratel, dacă voi! De ce m-ați scos din anime? Au! Deci stai puțin, aoleu! Bă, au! Dă-i cu ranga! Genji din Chainsaw Man, noi te-am scos din televizor. Ăia de afară, bambanii ăia urâți îți devină. Deci trebuie să-i duci, să-i extermini pe toți. Bă, deci, domnule Chainsaw Man, vă rog eu mult, ne puteți ajuta cu problema aia cu bambanii? Aoleu, dar nu problema, nu aia-s bambanii, voi sunteți problema! Bă, de ce e așa turbat? Bă, trebuie să-l convingem cumva, bă. Vezi bambanii aia, ți-ți place ciocolata?
Ciocolata? Aoleu! Da, vreau să distrug casa asta, m-a scos din animeul meu preferat. Băgați-vă înapoi, cum să fii Chainsaw Man fără Chainsaw Man? Păi, asta încerc să-ți explic că vezi aia urâți de afară, de acolo. Ăia-s divină, ei te-o scos din televizor și vor să te mănânci, cică, da, eu le-am zis că nu aveți cum ăla-i prietenul meu adevărat. Și eu zic că nu ne pase, o să-l mâncăm. Și eu le-am zis că bine, încercați, dar o să vă bată. Și ei au zis că, dar n-are cum. Bă, ai o gură de apă, că nu mai pot să-i o gură de apă, bă, eu trebuia să mă uit la anime-ul ăsta, la Chainsaw Man, la televizor. Nu trebuia să-l simt pe propria piele, eu drujbile astea trebuia să le văd, bă, la televizor. Păi, nu bă, nici nu mai merge televizor, ia uite, ups. Auleu, nu mă interesează ce faceți, spuneți-mă acolo înapoi. Nu mă interesează, tu, rechinule, tu ești de vină. Nu, da, sunt el e divină. Nu sunt eu divină. El e divină. Să știți că la o mormântare m-am împins în groapă și era să mă îngropi acolo. E vina lui. Auleu. El e capul răutăților mereu. Bă, domnule Motan, vină repede aici. Stai un pic acolo, Denji Chainsaw Man. Bă, nu-i bine. E din vina ta, Juan Vorbărețu. Poftim, din vina mea? Păi cum adică să fie din vina mea? De unde era să știu că o să iasă ăla din televizor? Voi ce doamne iartă-mă, televizor aveți? Bă, avem aparent un televizor care da caracterele din anime din ele. Trebuie să ne gândim la un plan să-l băgăm pe ăla înapoi în televizor. Da, trebuie să ne gândim la un plan bun. Bă, trebuie să mai dau eu o dușcă aici. Bă, domnule Mota, nu mai bea, că după iarăși o să cazi piste mese. Audi, bă, cu scaunul. Am o idee. Ce idee? Bă, dacă l-am scos din televizor, când am dat cu apă pe televizor și s-a electrocutat, nu știu ce se întâmplă. Bă, ia berea aia și hai să încercăm să-l băgăm din nou în televizor. Vino încoace, că sigur facem noi un plan. Vino încoace, domnule Motan. Deci, Denji, Chainsaw Man. Noi vrem să te băgăm înapoi aici în televizor. Ce părere ai? Nu mă interesează, nu mă puteți băga înapoi în televizor. Și ceva? Îmi place în lumea asta. Și cred că o să mă contopesc cu cineva. Și cred că acela vei fi tu, rechinule. Ce zici dacă o dată pe zi o să te poți transforma în mine? Tolimotan, tu ai auzit asta? Nu accepta. Bă, să nu accept? Asta-i jegmăneală curată. Da? Voi credeți că e jegmăleală, nu? După ce m-a scos de acolo, acum face și urât? Gata, rechinule, cum te cheamă? Mă cheamă Dracula, de ce? De acum o să te poți transforma o dată pe zi în Chainsaw Man! Și fii fericit că în loc să vă tai, îți dau puterile mele! Dar eu nu cred că vreau puterile tale, că mi-ar fi frică să mă transform în tine. Nu mă interesează! Adu berea, domnule Motan! Bă, Draculas, sincer zic, cred că am găsit pe cineva care bea mai mult decât mine și de la atâta băutură a început să delirez, bă. Bă, mie mi-e frică de el, bă, dar dacă vrea să distrugă casa, o dați fi sigur că distrug, Tolima Motan, acum două pere! Dar nu vreau să mă duc. O să te tai! Asta spun! N-am crezut că o să fac asta. Și abia te-am atins cu drujba, hai, a două pere! Aoleu! Hai, domnule Motan, du-te și Denji, adică o să mă pot transforma în tine odată pe zi? Da, Draculas, odată în zi! Și o să fii nebun și o să tai tot! Haide, hai să înceapă transformarea! Du-te și aprinde televizorul! Acum... Bă, am adus berea, bă, o beau eu sau? Bă, nu, bei, tu n-auzi ce-o spus ăsta? Vino, așa? Așa, acum, toarnă bere peste televizor când sunt eu cu Draculas aici în fața lui! Acum, aoleu, ce se întâmplă? Domnule Motan, de ce ai făcut? Simte cum ne contopim. Nu vreau să fiu Chainsaw Man. Aoleu, Tolima Motan, spune-mi te rog un singur lucru. Mai sunt la fel de frumos ca înainte? Bă, tu n-ai fost niciodată frumos. Bă, dar ești 10 ori mai urât. Aoleu, bă, îl simt pe Denji, pe Chainsaw Man, îl simt în mine. Aoleu, Tolima Motan, ce se întâmplă? Ce să nebunesc, Tolima Motan? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Că-ți poți distrug toată casa. Ia-ți-mi face bambanilor. Juan, ajută-mă, Juan. Nu mai există scale de scăpare. Dracula s-a nebunit. Mamă, acum pot să mă transform în fiecare zi o dată în Chainsaw Man. Tu stai seama, domnule Motan, putem scăpa de toate problemele. Iar uite, sunt cu acea bambalul. Am nebunit. Gata, nu veniți încoace. Plecați de la noi de acasă. Vă tai, Dracula, vă tai pe toți. De asta să-mi spuneți Dracula Chainsaw Man. Vă tai pe toți cu drujbele mele.
Veniți să-mi coace bambani. Uite, domnul Limotan, cum distrug bambanii. Nu mai au nicio șansă bambanii ăștia. Până la oi, copii, doamne. Așa ceva nu-i firesc. Mamă, ce tai bambanii ăștia. Mamă, pe toți îi distrug. Distrug toți bambanii. Distrug toți bambanii. Toți bambanii, distrug. Am nebunit. Gata, am distrus bambanii. Asta era nevoie să mă transform în Tenjin Chainsawman. Îi tai cu drujba. Mamă, ce bine ai, domnul Limotan. În sfârșit simt că sunt puternic. Nu mai există cale de oprire. Dracula, sunt cea mai puternic din lume. Bă, Dracula, bă, stai, bă, că tu ești un rechin, ești un monstru. Tai, că tai, te-am tăiat și pe tine, domnul Limotan, care stă în cale. Tai tot, tai tot, distrug tot. De asta să-mi spuneți Dracula și Chainsawman. Bă, domnul Limotan, bă, gândește partea bună. Am distrus toți bambanii, domnul Limotan. De asta sunt Dracula și Chainsawman. Auleu, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Auleu, bă, auleu, cred că și revine Dracula, zbai. Nu, 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 nu vreau să revin. Nu, nu. Auleu, domnul Limotan, bă, ce s-a întâmplat? Bă, dacă mi-a revenit, bă, bă, domnul Limotan, ce-ai făcut cu bambanii? Ce-am făcut eu cu bambanii? Vin cu acei, vin cu acei, că ai dat și au, 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 bă. Bă, domnul Limotan, bă, ce se... Bă, bă, unde-i, unde-i Denji? Asta e partea amuzantă, că e chiar foarte aproape de tine. Unde? Bă, bă, trebuie să-i mulțumim lui Chainsaw Man ăsta, bă, că ne-o salvat de bambani. Uite puțin, uite puțin, păi ăsta mai sunt bambani. Gata, bă, am scăpat de bambani, nu ne mai vânează. Draculez, Draculez, da? Dacă, dacă închizi un ochi, după aia l-a închis și pe celălalt, o să-l vezi pe Denji fix în capul tău. Bă, am închis ochii, dar nu văd nimica. Bă. Hai, bă, să ne culcăm, că sunt așa obosit. Bă, poate... Bă, uite, încă este Chainsaw Man la televizor. Dar lasă, de asta am download dat să putem, cum să spun eu, să reprogramăm animeurile. Așa că o să reprogramez să ne uităm diseară, domnul Limotan. Așa. Mă duc la somn că nu mai pot cu tine. Du-te că vin și eu imediat. Juan Vorbărețu, cum am discutat, dacă vrei să stai în casa asta, mereu la 3 dimineața va trebui să stai jos în beci. Aoleu, Draculas, dar promit că nu mă mai transform într-o bestie. Ei, nu te mai transformi. Lasă că știu eu. Haide, în beci cu tine. Aoleu, bine, mergem în beci. Așa, să te pun aici, Juan Vorbărețu, ai grijă să nu faci prostii la 3 dimineața, da? Bine, Draculas, o să încerc. Noapte bună. Noapte bună și ție, Juan Vorbărețu. Vai, bă, domnul Limotan, bă, bă, s-a așa fericit că l-am văzut pe Chainsaw Man. Sper să-l mai văd, bă, în viața reală. Hai, noapte eu bună. Sper să nu-l mai văd niciodată, doamne. Dă să te pup, dă să te pup, pe fățuca aia blănoasă. Haide, domnul Limotan. Bine. Mă duc, mă, cu el după dulap. Dormi acolo după dulap. Noapte bună, domnul Limotan. Mamă, bă, ce bine dorm. Bă, 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 Draculas. Bă, bă, s-a așa obosit, domnul Limotan. Bă, de ce m-ai trezit iarăși la 3 dimineața? Bă. Ce s-a mai întâmplat? S-a auzit ceva de jos și m-am dus să verific dacă e Juan, că știi că el la 3 noaptea se transformă. Dar aparent nu era Juan și era un monstru roșu, urât, tare rău. Bă, tu vorbești serios? Da, bă, bă, da, i-a spus lui Juan să stea cu minte, ia să vedem. Juan, bă, ți-am spus să stai cu minte, Juan, nu așa a fost vorba, ți-am spus că la 3 dimineața să nu te mai transformi într-un demon, ce-i cu tine? Ui, îmi era poftul de obiere și vrei să fac. Și asta înseamnă că trebuie să faci urât, să transformi într-un demon? Măcar nu mai ești demonul ăla de seară, dar tot un demon ești. Haide! Ui, adică-s demon, ui, că vreau și eu să beau beri, gata-s demon, ui, tu ești la Juan, mine, Juan, ți-am zis să te duci la somn. Asta e problema, că nu am somn. Cum adică n-ai somn? Juan, te rog, du-te și dormi. După atâtea bere, știi și vrei tătul ca Juan. Ce? Să-i dai un pupic la coc. Nu, să vină nu, cu așa și să-i dai tătul ca Juan un pupic. Nu, aoleu, aoleu, pupicul. Bă, ce, bă, stai că simt ceva, Juan, stai puțin, simt ceva, simt ceva. Simt că când îmi este frică, simt o putere interioară în mine. Aoleu, ce se întâmplă, ce se întâmplă, aoleu, a. Aoleu, domnul Limotan, nu, asta e transformarea despre care vorbeai, mă transform, nu, m-a transformat, deci asta e transformarea mea, domnul Limotan, de acum înainte, eu, Dracula, o să mă pot transforma în Denji, în Chainsaw Man, veniți încoace, Juan, deci nu vrei să te culci, nu?
Uleu, ui, da și urătări, ui, cred că vreau să mă culc acum. Da, vrei să te culci? M-ai trezit! Acum o să vezi de ce nu trebuie să-l trezești pe Dracula din somn la 3 dimineața, vino încoace! Vino încoace, Juan! Te tai aici, Juan! Da, uleu, vino încoace, Juan! Distrug tot! Domnule Motan, ia ieși ca afară! Haide, ieși afară, domnule Motan! Deci, m-ai trezit la 3 dimineața și te-am spus să mă lasă dor, fiindcă s-o obosit. Acum o să-mi vezi ce înseamnă un chainsomen adevărat. Aaaa! Eu încoace, domnule Motan! Nu poți să fugi! Domnule Motan, vino încoace! Domnule Motan! Gata! Acum să mergem la somn. Noapte bună, domnule Motan! Vrei să te pup cu capul meu de drujbă? Nu, merg. Hai, vino încoace! Noapte bună! Și acum mă duc să mă culc. Vampiraș, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like, comentariu și desigur ne vedem în episodul viitor. Să nu uitați să vă abonați la canalul domnului Motan din descriere. Vă iubim pe toți, salutare vampiraș! Iuhuu!